polițiștii le-au dat o lecție greu de uitat și de plătit unor persoane care au confundat natura cu coșul de gunoi. Mai exact, un tânăr a fost amendat cu suma de 30.000 de lei, după ce împreună cu mai multe persoane s-a descotorosit de deșeurile tixite într-o autoutilitară, direct pe un teren din localitatea Berexău Mare. La data de 21 aprilie 2024, în jurul orei 18:30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Săcălaz au fost sesizați prin apelul de urgență 112 cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi aruncat deșeuri dintr-o auto utilitară pe care ulterior le-ar fi incendiat pe un teren viran ce aparține unei foste societăți comerciale din localitatea Berexău Mare. polițiștii s-au deplasat la fața locului unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă fiind identificat șoferul auto utilitarei, un bărbat în vârstă de 26 de ani, bănuit de comiterea faptei. Bărbatul în vârstă de 26 de ani a fost a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 30.000 de lei privind regimul deșeurilor, fiind luată măsura complementară a confiscării autoutilitarei, transmit reprezentanții IPJ Timiș.